ce am fi noi dacă am avea succes? Nu faci așa, nu faci așa. Bună dimineața, astăzi o să facem un daily vlog. Dar un sfat pentru frizerii din România: să nu s-axezi numai pe tuns, ci și pe caracter. Să vedem cum e o zi din viața unui frizer. N-am filmat încă de acasă, dar o să fac poate altă dată. Până m-am trezit, Da, asta este rotomobilul. Cu ăsta am venit până aici. Aici sus este biserica. Noi în fiecare dimineață venim la rugăciune. Nu e obligatoriu, e opțional. Și acum o să mergem să ne rugăm. Jumătate de oră, 40 de minute, în care o să citim după asta puțin Biblia. O să vedeți că o să film. Hai să vedem ce se întâmplă azi. Salut! Ce citeam? Bună ziua, ce faceți? Citeam din Biblie, frate. Biblie, viața. La Dumnezeu. Acum am ajuns la frizerie. Mihai, colegul meu, montează capra. Pune acolo să se vadă reclama. Și după cum puteți să vedeți, este foarte curat, am făcut de sâmbătă. Și astăzi o să fie o zi plină, o zi lungă, cu tot felul de evenimente. Abia aștept să văd ce ne rezervă ziua de azi, din cauza că oamenii sunt foarte diferiți și oferă foarte multe surprize. O să vă și las un film, că eram un filmuleț, doar ce ajunsesem acasă ieri. Doi oameni erau să se omorau cu pietre unul pe altul în cauza la un câine, că n-a strâns după el. Uite, de la ce vă luați? Cataroi. O întreagă comedie, oamenii au nebunit cu tot. Am început un film. Astăzi am început un daily vlog de dimineață și am avut o revelație. Ce am fi noi dacă am avea succes ca frizer? Mihai, cum ai vedea tu să ai succes ca frizer? Dacă să ai succes ca frizer, înseamnă să ai clienți programați de acum în foarte bine, o lună. Exact. Răspuns corect. Asta e răspunsul corect. Am degeaba aș fi sătuți dacă n-ai clienți. Dar dacă noi am avea programări până peste o lună, când ne-am mai trăit viața?
Cine ar mai predica Evanghelia? Cine ar mai predica Evanghelia? Când ai mai plătit facturi? Când ai stat cu copii, cu familie? Păi dacă ești româna? Dacă pui de IDP, ce faci? Trebuie să plătești pe toată lumea că tu nu poți să anulezi programările. De asta succesul nostru este mai valabil decât a altora. Țineți-o minte. Ca să nu mai zic ce a zis șeicul Dubaiului. Zice așa. A fost întrebat ce mașină conduci. Zice eu conduc un Mercedes. Băiatul meu conduce un Land Rover. Copilul la băiatul meu tot un Land Rover. Și strănepotul meu o să conducă o cămilă. Și e întrebat de ce. Pentru că la început bunicul meu a condus o cămilă. Ce înseamnă asta? Ține de bine. Vremurile grele creează oameni puternici. Oamenii puternici creează vremuri ușoare. Vremurile ușoare creează oameni slabi și oamenii slabi creează vremuri grele. Ne mai vedem în zilea copiii lui Azina. Amanul meu. Da. Bine? Da. Și zicem, oricât de succes ai avea în viață, nu trebuie să renunți să plantezi. Da. Da? Da. Credem că o să apare aici la mine. Pe... Da. Deci arăți mai bine pe cameră decât aici. Zi, Lazar, vrei să zici ceva în daily vlog-ul de azi? Ce este vlog-ul tău? Păi nu, daily vlog, adică ce fac frizeri într-o zi obișnuită. Păi ce-ți fac frizeri într-o zi obișnuită? De obicei e o zi de luni, în care probabil majoritatea frizerilor sunt amorțiți. Amorțiți din cauza la? Turn cu viteza a doua. Din cauza la... Poate au avut părtășii. Au avut... Ce au mai făcut și ei, eu știu ce au mai făcut. Unii au mai muncit în weekend, au mai făcut. Dar un sfat pentru frizerii din România? Să nu s-axezi numai pe tuns, ci și pe caracter. Oh! Oh! Ia-o pe asta, frățioare! Mama, asta merge, știi cum o pun? De două ori în reloare. Mamă, Bogdanel, ai dat ora exactă, frate! Așa, astăzi o să facem o ediție specială din cauza că suntem de la ProTV. Vrem să auzim câteva cuvinte de la un mare expert în artele tunsului. Îl avem alături de... Salut, Ionuț! Vă rog, vă rog! Ionuț este un frizer excepțional. Nu are nevoie de foarte multă reclamă. De asta vreau să înceapă să ne zică câteva cuvinte despre dacă cariera lui de tuns a fost doar talent sau a venit și un ajutor din altă parte. Nu știu să ne spui. Da, bună ziua, sunt bucuros să fiu aici într-o zi păduroasă. Cu soare. Salut, salut! Manel. Da. Manel, clientul Alex. Care mulți clienți. Da. Bă, ce să zic, frizeria e muncă, tată. Trebuie să stai la împărțit piante ca să vină clienții. Dacă nu vine. Bună ziua, vreau să vă dau o piantă pentru... Dacă vrei să vă pândeți, avem un barbershop aici. Fără programare de Paște, de ceva, de... Da? Da, și... Da, și mai dă-te mai multe unul. 40 de lei. Da? Cum să nu? Haide, da. Deja se și poate vedea succesul, a luat amploare. Și cam așa se face. Asta e o mică parte din ce va urma astăzi. Rămâneți aproape și o să vedem astăzi. O să fie aici aproape.
Am văzut pe pastul, tortineta. Mă cumbat a fost aici? Nu, nu. Lucrează și eu de cadă lumea, știi? Iată așa aici. Ca să se poate să vă vadă, știi? Aici nu e de la mine, da? Nu e de la mine ce la vreche, nu? Nu, nu, stai niște. Așa ca să se poate am vreche, poate ceau de ce ciupitură. Stai acolo liniștit și... Stai acolo, ține-te. Se vede de mine? Da. Hă? Merge secundele, ia de vă fac. Bă, mă uitam și zic, bă, zic, scrie poliția. Policlinica. Poliția, zic, da, poliția, bă. Poliția, bă. Nu pot să-mi se scrie sentimentul. Dacă vrei, pot, doar poliția. Mă vezi, dacă vrei. Gata, gata. Că vezi, părul ăsta merge așa și ăsta vine așa. Știi? Puțin bine mai așa. Bă, de fapt, stai acolo, că nu am venit să spune.
pregătit această zi. Astăzi e ultimul nostru student, David, care l-am întârziat vreo oră. Pentru că nu m-am programat bine cu programările și sunt mort. Așa, nu mai pot. Începem așa, ușor, 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 ușor. Terminăm, mâncăm și vedem ce ne mai aduce ziua de azi. Un bifuraș. Un bifuraș! Salut! S-a încheiat și ziua de azi. A fost o zi mai grea din cauza că trebuie să și filmez bine. N-am filmat în mare parte tot, dar am filmat ceva. Și am avut și treabă. A fost o zi așa copleșitoare, dar a fost interesantă. Cum ați putut să vedeți, s-au întâmplat multe lucruri. N-am putut să le filmez pe toate, că n-am ajuns la o valoare așa mare, să am un cameraman să mă filmeze peste tot, dar pentru mine YouTube deocamdată e doar o pasiune. Îmi doresc să am 1000 de abonați, doresc să am un contract cu YouTube, dar până atunci e doar hobby, din cauza că sincer am investit mulți bani în treaba asta cu YouTube, cu camere, cu laptop, cu mai multe poveste spațiate. Dar deocamdată e doar pasiune, așa că dacă ți-a plăcut, poți să te abonezi, poți să dai un like, poți să lași un subscribe și dacă vrei un episod mai exclusivist, așa, cu o anumită zonă din viața frizerilor sau despre tun sau despre ceva, poți să lași acolo. Pe data viitoare!